cum facem să eliminăm corupția din instituții? Care e secretul? Că corupția în instituție, să știți că avem și în instituții publice, avem și în România. Sunt cazuri. Bine, până la, urmă, până la urmă, deci corupția este o consecință a atitudinilor legate de factorul uman. Pentru că unul ia, altul dă. Sau invers, unul dă, altul ia. Atâta timp cât nu putem elimina din diferite procese însăși factorul uman la luarea deciziilor, atâta timp vom avea aceste riscuri legate de corupție. Deci primul ar fi digitizarea și digitalizarea, transformarea digitală, propriu zis, atunci când factorul uman are puține de spus în instanță finală la aceste lucruri. Deci totul să fie transparent. Al doilea lucru, nu neapărat că atunci când ajunge pe platformă electronică să gestionăm lucrurile, nu neapărat am eliminat deja, dar ceea ce spuneți dumneavoastră e un alt pilon important, transparența. Deci cum comunicăm, ce facem, cum arătăm oamenilor că facem lucrurile corect sau că vrem să le facem corect, că nu ascundem ceva sub masă sau că nu avem intenții greșite în toată această istorie până la urmă. Asta ar însemna că avem mijloace de comunicare cât se poate de eficiente. Nu pot să zic că astăzi suntem eficienți, așa cum aș dori la nivelul municipiului Chișinău, suntem departe de a face acest lucru. Facem pași în această privință. Eu mi-aș dori ca fiecare locuitor să cunoască exact cum se cheltuie fiecare leu în municipalitate. Iarăși venim pe partea asta de administrare IT a acestor procese. Pe final, ceea ce vă spuneam, că nu există, poate și am putea să inventăm ceva mai eficient, dar în ceea ce ține de relațiile pe care le are contractuale primăria cu oricine ar dori să le aibă, fie că ar fi arenda sau superficie sau vânzarea de terenuri sau procurarea de bunuri, ar trebui să fie aceste licitații publice, transparente, fiecare jucător să înțeleagă unde și în ce condiții poate aplica și condiții egale să le aibă la eventual câștig în aceste licitații.